mai tomando que eu. Ora, dumneavoastră, domnișoara, este? Să nu, că nu știu. Din oraș, având în vedere că oricum diferența e mare de vârstă între noi. Așa, dar nu probleme. Da, da, am uitat pe model. Nu, cred că totuși, ce face, va face împreună cu noi. Adică asta este obligațiunea de bază. Bucuria orașului nostru este că Miss România este o vâlceancă. Domnul primar poate să ne confirme acest lucru. Ce bine. Eu ar trebui să fiu cel mai bucuros pentru treaba asta, pentru că, oricum, avem un oraș care arată foarte frumos, oamenii sunt foarte frumoși și, în consecință, n-ar acum decât să fie la Rumi cu vâlcea Miss România. Mamă, ești... Este Miss. Gata, gata. Oricum școală și oricum. Oricum nu se putea. Nu se putea, pentru că vedeați voi asta. Cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Tu ce ți-ai putut să faci pe mai departe? Ce ți-ai putut să faci? În ești? În anul 2. Ești în anul 2 și ce ai fi să urmezi? Nu mă gândesc deocamdată. Ei, nu se gândesc că ați gândit. Mai am timp 3 ani. De fapt, eu secret. Au spus că vreau să urmez să farmacie, să văd dacă se mai ține de cuvânt. Se mai ține. Izabela Bulacu, 16 ani, din Râmnicu Vâlcea. Felicitări! Mulțumesc! Ai avut emoții? Foarte mari. Cum te simți acum după câștigarea premiului? Sincer să fiu, nu mă așteptam să câștig, dar am crezut cât de cât că o să câștig. Pentru 2010, ce ai de gând să faci? Care e prima ta idee? Am să dau curs tuturor proiectelor organizației Miss România. Cum le vei petrece cele două zile? Cu familia, bineînțeles. Ajuți la pregătirea începutului an 2010? Da. Revelionul unde o să-l faci? Acasă, cu familia. N-am un anumit plan unde să mă duc sau... Cred că acasă, cel mai bine. Aș vrea să ne spui... Unde înveți? În Râmnicu Vâlcea, la ce școală? La Liceul Industrial General, General Magheru. Cu colegii mă înțeleg foarte bine, învăț foarte bine și am avut ocazia de la vreo 2-3 colegi să primesc felicitări. Ai vrea să le transmiți ceva colegilor și dirigintelui sau dirigintei? Dirigintele aș vrea să-i transmit să nu mai fie așa de exigent cu noi. Și colegilor să învețe mult mai bine, că știu că se poate. Tuturor telespectatorilor la mulți ani! Izabela a avut contracandidată foarte puternice. A fost la un pas de a fi pe locul 2, pentru că a avut o contracandidată care a mers foarte, foarte, foarte aproape și pot spune că a mai fost o contracandidată, o domnișoară foarte drăguță din Călăraș. Așa că Izabela avea de ce să se teamă. Iată că a reușit, iată că a avut noroc, iată că și frumusețea ei și-a spus cuvântul până la urmă. Și noi ne bucurăm că este din Râmnicu Vâlcea. Noi ținem ca cele mai frumoase și cele mai
cu atitudine elegante, frumoase, feminine, domnișoare să câștige acest titlu și să știe să-l promoveze, să știe să-l păstreze și să fie un model pentru celelalte domnișoare care aspiră la titlul de Miss România 2010-11 și așa mai departe. Aș vrea să vă spun câteva lucruri legate de partea tehnică a desfășurării evenimentelor. Noi trebuia să avem spectacolul final pe data de 5 decembrie. Din cauza faptului că trei dintre domnișoarele care erau preselectate pentru partea finală a concursului ne-au anunțat că au probleme legate de acest virus buclucaș AH1N1, consultându-ne și cu specialiștii la vremea respectivă, am luat decizia de a anula finala, pentru că era cel mai recomandabil lucru. Și atunci a trebuit să găsim o formulă prin care să efectuăm această departajare a acestor domnișoare. Formula a constat în aceea că s-a creat un juriu care este național, practic sunt oameni din toată țara, 35 de persoane, care au avut sarcina de a judeca două lucruri. Imaginea acestor domnișoare care s-au înscris, iar imaginea a fost judecată pe mai multe criterii, nu simpla privire a fotografiei, a fost vorba de atitudine și așa mai departe, de multe detalii tehnice, nu vă obosesc acum. Iar după aceasta, fiecare dintre domnișoare a avut de completat și au trimis către noi, iar noi mai departe către juriu, un set de 20 și ceva de întrebări. Fiecare dintre aceste seturi de întrebări a fost codificat. Deci imaginea a fost codificată prin cifre, setul de întrebări a fost codificat prin litere. Juriul, în momentul în care au primit fiecare acasă aceste informații, nu au știut de unde este domnișoara, cum se numește. Deci nu au putut să se influențeze, să spunem, privind din punct de vedere geografic. Eu aș fi oltean și aș vrea să câștig o olteancă de-a mea. Nu s-a putut, nu s-a știut. În al doilea rând, juriul, necunoscându-se unul pe altul, n-au putut să facă niciun fel de coaliție. Fiecare au votat independent. În al treilea rând, fiind existând această decalare între text, deci ceea ce a fost ca teste, și imagine, unele numerotate, altele codificate cu litere, n-au putut să colaționeze, n-au știut ale cui sunt răspunsurile, a domnișoarei la numărul 2, 6, 10, al cui răspuns e. Și atunci au fost obligați să judece absolut imparțial, chiar dacă nu ar fi vrut, erau obligați. Rezultatul îl avem aici, domnișoara Isabela, care este purtătoarea titlului Miss România 2009, pe care îl va purta până la sfârșitul anului care urmează. Până atunci sperăm ca Isabela să-și continue școala așa cum a făcut-o și până acum, să-și păstreze modestia și eleganța așa cum a făcut-o și până acum și să reprezinte Vâlcea și România așa cum trebuie.